Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Ne-am adunat aici în fața acestor acuzații care sunt aduse primarului Capitalei, domnul Nicușor Dan, acuzat încă de la primele ore ale dimineții de către Agenția Națională de Integritate și sună așa spectaculos denumirea, acuzat de ani de abuz în serviciu și conflict de interese. Acuzațiile sunt destul de serioase. Foarte serioase. Agenția Națională de Integritate este o agenție, o instituție extrem de serioasă. Problema este că s-au complicat lucrurile și pare că au rezolvat acest caz de care se tot împiedicau, cazul Nicușor Dan. Este acuzat domnul Nicușor Dan de tot felul de lucruri de către Agenția Națională de Integritate. S-a făcut așa un pachet de acuzări. Deci, practic, s-a venit cu un pachet de acuzații ca să fie... Abuz în serviciu, incompatibilitate, conflict de interese administrativ, toate acestea au fost incluse într-o sesizare pe care Ani a făcut-o înspre parchet. Deci nu doar că a constatat anumite lucruri în neregulă Agenția Națională de Integritate, despre care vom vorbi pe larg astăzi într-un context politic, dar s-a adresat și parchetului pentru că... A simțit nevoie Agenția Națională de Integritate să sesizeze parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Nicușor Dan, ați auzit de dânsul, e primarul general al Capitalei, a infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de articolul 297 din Codul Penal și a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de articolul 301 din Codul Penal. În perioada 7 august-7 septembrie 2021, prin exercitarea simultană a funcției de primar general și a funcției de director general la ALPAP, Nicușor Dan a solicitat, ALPAP e cu parcurile și cu nebunile, Nicușor Dan a solicitat în calitate de director general suplimentarea bugetului ALPAP cu suma de 3 milioane de lei și ulterior a retransmis ALPAP în calitate de primar general bugetul solicitat. Deci, practic, el a solicitat și el și-a acordat acel buget solicitat pentru ALPAP. Asta susține Agenția Națională de Integritate. În replică, primarul general îi trimite pe inspectorii de integritate de la ANI să recitească legislația, mai exact articolul 154 alineatul 4, cod administrativ. Nicușor Dan a anunțat printr-un comunicat de presă astăzi că va ataca în instanță raportul Agenției Naționale de Integritate, pe care o acuză de, cităm, interpretare eronată a legii. În ceea ce privește acuzația de conflict de interese administrativ, ce spunea Radu puțin mai devreme, primarul arată că pe perioada de vacanță a funcției de director al unor instituții din subordinea primăriei Capitalei, a exercitat față de aceste instituții atribuțiile legale ale primarului. Citim articolul 154 alineatul 4, cod administrativ, fără a ocupa funcția de director în aceste instituții, cum susține Agenția Națională de Integritate, și fără a fi retribuit. Deci fără să fie director și fără să încaseze vreun leu, în calitate de primar general, în baza alineatului 4 de la articolul 154 din codul administrativ, a exercitat atribuțiile legale, susține primarul general. Așa, Ani zice, domnule, tu ai cerut suma respectivă, tu ți-ai acordat-o. Sună destul de grav când zice, domnule, tu ți-acorzi, pare ceva incompatibil acolo. Pe de altă parte, vedem că funcția respectivă era vacantă în momentul respectiv și vedem că zice Nicușor Dan, trimițându-ne la articolul de lege, că el nu conducea instituția publică la momentul respectiv, ci își exercita acest drept pe care îl avea ca primar, fără să conducă instituția. Mai mult decât atât, în sesizarea către parchet este reclamat și un abuz în serviciu și o folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Și am vrut să știm ce persoane a favorizat domnul Nicușor abuzând funcția sa. Deci, Agenția Națională de Integritate ne anunță că infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de sigur de articolul 297 din Codul Penal și infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de articolul 301 din Codul Penal, pot fi rezumate în felul următor. Amenda contravențională aplicată de către o instituție publică persoanei fizice Nicușor Dan a fost achitată de Primăria Municipiului București. Deci sună iar destul de grav, în sensul că domnule, l-amendez pe Nicușor Dan pentru parcare și plătește primăria, doar că domnul Nicușor Dan n-avea de plătit o amendă pentru parcare. Aici e încurcătura pe care... Doar că Nicușor Dan explică, în ceea ce privește această amendă, că sancțiunea dată de Inspectoratul de Stat în construcții a fost dispusă persoanei juridice, primarul municipiului București,
nu persoanei fizice, Nicușor Dan. Deci dacă Nicușor Dan își dă demisia, rămâne acea amendă să o plătească primăria Capitalei în continuare, nu plătește el pe persoană fizică după aia a plecat din funcția respectivă. Asta zice Nicușor Dan. Și mai mult decât atât, susține Nicușor Dan că instanța de judecată a confirmat că amenda a fost aplicată persoanei juridice, primarul municipiului București, nu persoanei fizice, Nicușor Dan. De altfel, având în vedere că amenda a fost, sancțiunea a fost dispusă de Inspectoratul de Stat în construcții, destul de greu de crezut că într-un context instituțional, Inspectoratul de Stat în construcții îl poate sancționa pe persoană fizică pe primarul municipiului București. Plus, dacă există o decizie a instanței, cum susține primarul general, nu-mi dau seama ce anume n-a înțeles Agenția Națională de Integritate. În altă ordine de idei, haideți să dezvoltăm puțin articolul ăla 154 alineatul 4 din codul administrativ, da? Că este acuzat că a fost și director și primar general. Și spune în felul următor primarul general în apărarea sa: pe perioada de vacanță a funcției de director al unor instituții din subordinea primăriei Capitalei, a exercitat față de aceste instituții atribuții legale ale primarului. Și hai să citim: primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local, fără a ocupa funcția de director în aceste instituții și fără a fi retribuit. Păi dacă scrie în codul administrativ că primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local, de ce ar fi o problemă când primarul conduce instituțiile publice de interes local și serviciile publice de interes local, atenție, fără a ocupa funcția de director și fără a încasa vreun leu? Dacă așa scrie, bănuiesc că așa trebuie să fie. Și dacă scrie așa și domnii de la ANI zic că nu e în regulă, sigur că intenția noastră a fost să lămurim această chestiune, motiv pentru care ne-am adresat aceste instituții importante, prestigioase. Și sună, domnule, zona de integritate, să discutăm cu oamenii ăștia, să ne explice și nouă. Că pare așa o chestiune, pare așa când te uiți, dacă scrie în lege într-un fel și tu vii și contești felul în care scrie în lege, pare un gest abuziv. Pare un abuz în serviciu. Și sigur, pare un abuz în serviciu partea altă. La ANI nu pare la Nicușor Dan abuz în serviciu. Dar poate greșim noi, poate avem o abordare greșită. Și atunci ne-am adresat celor de la ANI. Or fi răspuns și ei de la ANI? Cei de la ANI nu doar că nu au răspuns invitației de astăzi, și desigur ne referim la președintele instituției Florin Moise, dar domnul Moise nu a răspuns niciunei invitații de a participa în această emisiune din ultimele săptămâni, când au apărut în spațiu public o serie de controverse cu privire la persoana sa și la instituția pe care o conduce. Mai mult decât atât, cu domnul Florin Moise am reușit o singură dată să intrăm într-un dialog public, dar și privat, că n-am schimbat două vorbe decât în fața dumneavoastră. Și asta s-a întâmplat atunci când dânsul nu știa cine îl sună și a răspuns. A răspuns și a purtat un dialog cu noi în emisiune. Vom difuza un pasaj din emisiunea respectivă pentru că e foarte relevant în ceea ce privește atitudinea Agenției Naționale de Integritate, la care liderul partidului de opoziție USR se referă în termen de mizerie, mizeria ANI, cu ghilimele de rigoare. Mi-aduc aminte momentul că, și mi-aduc aminte că domnul șef al ANI, la momentul respectiv, încerca să suspende discuția. Deci o dată prins pe telefon în contextul respectiv, el încerca cumva să, domnule, haideți că vorbim altă dată, încerca cumva să rezolve acest necaz în care intrase, faptul că intrase la televizor să dea un răspuns într-o chestiune pe care el o generase. Era în situația respectivă și încerca să paseze. Pe 21 iunie anul trecut, cei care își doresc pot găsi pe YouTube întreaga emisiune, noi vom difuza un pasaj relevant, dar înainte de a difuza acest pasaj, mi se pare interesantă abordarea ANI în această speță, pentru că am citit și ce spune Ludovic Orban pe Facebook și ce spune Cătălin Drulă în spațiu public. Ambii vorbesc despre o instituție controlată politic, care acționează la comandă politică. Astea sunt acuzațiile pe care le formulează liderii USR și Forța Dreptei. Da? Cei doi președinți de partid, Ludovic Orban, fost premier, și Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor, acuză ANI că funcționează ca un instrument de hărțuire politică a primarilor și politicienilor în general din opoziție. Și noi ne-am gândit că poate ar fi bine să contextualizăm un pic starea ANI. În sensul în care, când ai o instituție despre care nu s-a vorbit niciodată decât în sens laudativ, un astfel de comentariu venit din partea unui partid de opoziție poate fi citit în cheia unei declarații politice. Dar începând cu
2019-2022, chiar și 2023, mai multe chestiuni delicate au fost asociate numelui președintelui Ani Florin Moise. În primul rând, vă reamintim un demers jurnalistic inițiat de către noi, am încercat să aflăm ce venituri are directorul de comunicare al ASF. Știind că la ASF se câștigă destul de bine. Nu doar că Ani nu a pus la dispoziție declarația de avere decât după ce am reluat subiectul emisiunii și v-am anunțat public că Ani nu ne răspunde la solicitări. A doua zi ne-au trimis declarația de avere cu atenție salariul directorului ASF cenzurat. Deși directorul ASF ne-a asigurat că salariul său e o informație publică. Putem afla oricând să ne adresăm Ani. Ne adresăm Ani, ne trimite declarația de avere cu salariul cenzurat. Interesant. Descoperim ulterior că și în declarația de avere a șefului Ani găsim un salariu cenzurat. Al soției șefului Ani, care lucrează la ASF. Domnul Buzean. Tu nu s-am fi, dar pare amuzant, dar ne uităm la omul acesta și îmi dau seama că el nu face parte dintr-o trupă de comedie. Adică, deși pare amuzant, n-ar trebui să... L-am contactat ulterior pe șeful Ani, Florin Moise, spre a discuta această speță. De ce au dreptul angajații ASF, o instituție a statului român, să-și secretizeze veniturile? Nu a răspuns apelurilor noastre telefonice, nu a răspuns mesajelor noastre. De ce e asta relevant în context? Și a secretizat vocea, da. De ce e asta relevant în context? Păi, liderii opoziției vorbesc despre o instituție controlată politic. Ca să poți fi controlat politic, trebuie să ai niște vulnerabilități. Să ai niște fări. Vrem să vedem dacă președintele Ani este dincolo de orice fel de dubiu. Ăsta e motivul pentru care încercăm să stabilim un dialog telefonic în fața dumneavoastră spre a înțelege de ce salariile colegilor soției sale sunt cenzurate, deși dânșii ne spun că sunt publice. Mai mult decât atât, începem să ne documentăm cu privire la șeful Ani. Să vedem dacă este dincolo de orice fel de urmă de îndoială un om de o integritate greu contestabilă ce n-ar putea fi vreodată presupus ca folosit politic. Sau controlabil și vulnerabil. Ia găsim în ziarul Puterea, într-un articol din 10 aprilie 2022, da? Se face anul, mâine, poi mâine, domnul Buzoianu, următorul titlu. Șeful Ani, Florin Moise, zis Ariel. Poftim? Zis Ariel. Ah. Nu... Personajul. Nu, da. Ce animal era mitic era acela, domnule? Sirenă. Sirenă, nu da. Sirena. Da. A mușamalizat incompatibilitatea comisarului general al Găzii Naționale de Mediu. Tu mi-e interesant. Și citim dintr-un articol publicat de Puterea în aprilie 2022. Pe zi ce trece se demonstrează că Agenția Națională de Integritate a Ani, condusă de Florin Ionel Moise, botezat de angajația Ariel, adică aplică dublu standard, adică pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Puterea a semnalat încă din data de 27 octombrie 2021 pensionarea gălățeancă Mărioara Artemis Găteș a revenit la conducerea Gărzii Naționale de Mediu, dar imediat după numire, adică pe 5 noiembrie 2021, a fost impusă ca membru în Consiliul de Supraveghere al Damen și Piarț Mangalia. Dânsa Dângalați, Damen și Piarț Mangalia, nici nu mai vreau să reiau. Nu și-a trecut în declarația de avere că e membru în Consiliul de Supraveghere. Contactat, șeful Ani a spus... Vor fi efectuate demersurile necesare, dar n-a spus când. Vedem, deci, cum domnul șef Ani nu sesizează niște probleme de incompatibilitate la cetățeni care încasează din două locuri, deși nu era în regulă să încaseze din două locuri, dar găsește probleme de incompatibilitate la cineva care nu încasează, nu încasează și are și un articol administrativ. Bun, zic, asta o fi o scăpare. Dar haideți să vedem cum a fost corectată declarația de avere a ministrului economiei prin eforturile noastre. Tot în Galați, tot de la Damen, venind și dânsul. Da. În urma unei demers jurnalistic, nu mai țin minte, ne-a mulțumit șeful Ani că i-am făcut treaba sau... Nu, n-am mulțumit, era o chestiune asupra care a trebuit să revină și n-a mai revenit. Haideți să vedem momentul ăla, să vedeți cum explica în urmă cu un an, când din greșeală a răspuns la telefon, șeful Ani de ce nu-și face treaba. Ia să vedem. Avem informații prezentate în exclusivitate cu privire la declarația completată în mod ilegal de un ministru din Guvernul României. Vrem să știm dacă aveți vreo informație, în condițiile în care presa a mai speculat că dumneavoastră mai
cum să spun eu, treceți cu vederea anumite declarații incomplete. Nu înțeleg la ce faceți referire. Ministrul Florin Spătaru nu și-a trecut niciun fel de venit aferent anului 2021, în condițiile în care, unu, știm că a primit sume în calitate de ministru și știm că a fost angajat la Damen. Nu a verificat nimeni declarația de avere a ministrului economiei, domnule președinte Ani? Sumele de depunere pentru declarația de avere este 15 iunie, iar ulterior acestea pot fi verificate. Ori de câte informații au apărut în presă, da, cu privire la, la potențiale situații de incompatibilitate sau conflict de interes, da, Agenția Națională de Integritate s-a autosesizat. Bun, v-ați autosesizat când am prezentat cum actualul subaltern al ministrului a fost șeful său la Damen? Deci acestea nu sunt informații publice, dosarele aflate. Sunt publice, domnul președinte. Noi am prezentat în ultimele luni o serie de posibile incompatibilități. În cadrul anii, în momentul de față, se desfășoară vreo anchetă care să stabilească dacă ministrul se află într-o incompatibilitate sau nu? Activitatea Inspecției de Integritate, nu este publică. Când vom avea o comunicare oficială de la instituția pe care o concesc? Că tocmai v-am sesizat acum în direct cu documente prezentate în exclusivitate, pentru că nimeni altcineva nu s-a gândit să facă treaba ANI așa cum o facem noi de câteva luni. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. După finalizarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și de interese, aceste persoane au un termen de 30 de zile pentru a depune o declarație rectificativă. Așa. Dacă în termenul acela de 30 de zile nu aduc modificarea, aceea rămâne, declarația de avere și de interese rămâne definitivă, dacă am putea spune așa. Și ați rezolvat așa. Ați găsit soluția asta. Nu. Este soluția legiuitorului. În situația în care sunt scăpări, în situația în care sunt anumite greșeli... Domnul președinte, n-a trecut niciun venit la anul 2021. Ce scăpare e asta? Adică scăpare când mai uiți de un cont cu 30 de bani în el? Dar asta cum să fie scăpare? Eu vă spun care este procedura din activitatea agenției. Încă o dată vă spun, eu nu mă pot pronunța acum pe cazuri particulare și nu o să fac chestiunea aceasta. Am înțeles. Cu tot respectul pentru demersul noastră și apreciez acest demers, nu mă pot în momentul de față pronunța pe niciun caz particular. Păi da, dar problema nu este de pronunțare acum, problema este de ce nu v-ați pronunțat până acum. Deci problema este cumva una de care ține de meseria dumneavoastră. Meseria dumneavoastră era să faceți ce facem noi acum. Noi facem acum ceva ce trebuia să faceți până acum dumneavoastră. Asta e ce explicăm noi. Da, noi avem un corp de inspectori, de 40 de inspectori care au o plajă de verificare de aproximativ 350.000 de deponenți. Miniștrii știu că nu sunt o prioritate. Începem cu ultimul funcționar public, ultimul șef birou. Și după aia, când o mai fi caz, ajungem la miniștri. Acesta este momentul despre care am vorbit. Acesta este omul care a venit astăzi în fața parchetului cu această acuzație în legătură cu Nicușor Dan și încurcătura vine din faptul că este acuzat de către domnul Drulă, de către domnul Ludovic Orba și de către mai mulți oameni importanți din politica din România, de faptul că ar fi o persoană șantajabilă, o persoană vulnerabilă. De aceea se spune despre dânsul cum că ar fi o armă cu care s-ar trage în Nicușor Dan în momentul de față. L-ați ascultat un pic mai devreme într-o singură reprezentație pe care a avut-o în această emisiune și în general el nu prea apare în spațiu public, nu este un om care să poată să-și susțină acuzațiile în public, e genul de individ care, ați văzut, produce această situație pe care după aia ulterior nu mai explică, pentru că sunt multe chestiuni inexplicabile, mai ales după reacția pe care a avut-o domnul primar al capitalei Nicușor Dan. Am prezentat două exemple, fostul șef al Gărzii de Mediu, care între timp era și la Damen, cazul semnalat de noi al ministrului economiei, tot în Gala și dânsul, tot de la Damen ne provenea, stranii coincidențe desigur. V-am prezentat cum la instituția unde lucrează soția șefului ANI veniturile sunt secretizate, deși am vrea să ne explice domnul Moise de ce, dacă e o instituție publică. Sigur, înțeleg că înainte de a lucra la ASF, domnul Buzoianu, soția domnului Moise lucra la ANI cu domnul Moise. Domnul și doamna Moise lucrau la ANI, după care doamna Moise s-a dus la ASF. Este o chestiune interesantă. Și o informație pe care o oferim telespectatorilor în exclusivitate. În urmă cu mai multe săptămâni, domnul Buzăianu, noi am transmis o solicitare de informații publice, da, către Agenția Națională de Integritate, în urma căreia încercam să aflăm câte nepoate
ale doamnei director general Elena Gălan sunt angajate la Agenția Națională de Integritate. Noi am avut o informație obținută pe surse pe care doream să o lămurim instituțional cu Agenția Națională de Integritate. Potrivit surselor noastre, din cadrul instituției, desigur, directorul general ANI, nu domnul președinte, directorul general ANI, că acolo e și cu președinte și cu director general, doamna Elena Gălan, ar fi avut mai multe rude angajate în cadrul instituției. Potrivit surselor noastre, surse neoficiale, desigur, ar fi fost trei nepoate. Le-am dat instituțional un mail spre lămurirea acestui subiect. Înțeleg că în Agenția Națională de Integritate, acesta este mail-ul, desigur, înțeleg că în Agenția Națională de Integritate au mai fost cazuri de rude sau afini care să lucreze, sigur, măsura în care e legal, nu văd care ar fi problema, dar exista această curiozitate. Nu ne-au răspuns în câteva săptămâni la întrebarea câte rude ale directorului general lucrează în instituție. De ce vă prezentăm toate aceste informații acum, deși ANI a fost în atenția noastră în ultimul an, de altfel? Pentru că astăzi ne-au vorbit doi lideri importanți ai opoziției despre cum instituția asta este folosită politic. Și domnul Buzeanu, cred că ar fi bine să citim punctele de vedere și ale opoziției, dar și ale puterii, că și PSD, și USR, și Forța Dreptei, și PNL au reacționat astăzi. Au avut niște reacții drastice care, sigur că ele capătă o explicație având în vedere ceea ce am văzut un pic mai devreme. Pot căpăta într-un context o explicație și o să mai punem un context care de asemenea mi se pare extrem de relevant. Hai să vedem ce în primul rând domnul Drulă. Domnul Drulă zice așa, mizeria anii de astăzi la adresa lui Nicușor Dan. Zice domnul Drulă, la adresa lui Nicușor Dan, e doar încă o dovadă a politizării acestei instituții care hărțuiește politicienii și primarii din opoziție. Nu e nicio întâmplare. Acesta este regimul Iohannis, pas cu pas către Belarus, zice domnul Cătălin Drulă. Vă aduc aminte că și domnul Iohannis, în postura de primar, a avut un necaz chiar la începutul acestor mandate pe care le sfârșește la anul. A avut un necaz cu această Agenție Națională de Integritate, care a stat așa până când a intrat chiar în funcție. Deci a atârnat în această chestiune până a intrat chiar în funcție, domnul Claus Iohannis. Statul de drept și o pătează grav în România, judecători care îl servesc pe ciucă și blochează ancheta de plagiat, sunt promovați subiectul despre care am vorbit ieri. Ministrul Justiției Predoiu știe sentințele dinainte de a fi pronunțate, DNA este lăsat fără resurse. Am discutat și despre asta. Am vorbit și despre asta, cum DNA-ul sigur că nu prea mai are prestigiu pe care l-avea, dar nici resursele descarcă. Nu mai are pârghiile instituționale, nu mai are resurse logistice, nu mai are finanțele, nu mai are resursa umană. DNA-ul devastat. S-a pustit DNA-ul. Să se mai liniștească un pic. Justiția e pusă sub papuc, instituțiile de control și verificare non-judiciare sunt sub controlul politic al PSD-PNL și rezultatul ar fi următorul. Borfașii fură și dor liniștiți, iar politicienii onești din opoziție care deranjează mafia primesc cât un ani, câte un draft, câte o curte de conturi, câte un corp de control. Sigur că te-ai gândit că aceste instituții mai degrabă ar trebui să se ocupe de cei care sunt la putere, dar vedem că în legătură cu ei, atitudinea este mai degrabă una extrem de relaxată. Menționează și compromatul, sigur că sunt o grămadă de alte acuzații pe care le aduce domnul Drulă. De asemenea, domnul Ludovic Orban are o reacție la ce s-a întâmplat astăzi, o reacție extrem de severă în privința lui Nicușor Dan, pentru că stai și te uiți și te gândești, dacă putem să o punem aici, o avem așa, stai și te uiți, te gândești, domne, nu care cumva toată situația asta face parte dintr-un context, dar până la context vă spun ce a zis Ludovic Orban. Cui este frică de Nicușor Dan? Nicușor Dan este un om extrem de scrupulos în privința legalității, corectitudinii, moralității, integrității. Acest lucru este recunoscut de toți cei care îi cunosc activitatea de primar general, nici măcar nu... Numeroșii lui adversari politico-economici nu l-au atacat pe această temă. Prin comunicatul de astăzi, ANI lansează niște acuzații la adresa lui Nicușor Dan, care nu au niciun suport legal și care îmbracă forma unei adevărate calomnii. Pentru a da credibilitate demersului, mai mult decât străveziu, ANI produce mai multe capete de acuzare. Că, într-adevăr, n-a mers pe o singură chestiune, a făcut un pachetel, a venit cu un pachetel de acuzări, produce mai multe capete de acuzare, nu se mulțumește doar cu incompatibilitatea, ci pusează cu conflict de interese administrativ, abuz în funcție și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Dom'le, mă mir că s-a oprit aici. Părea așa cum decurge demersul că se vor duce până în capăt. Părea ceva gen, nu știu, poate că făcea parte și din gruparea frații Tate. Așa părea ca demers, ca mobilizare. Mai mult decât atât, ca să pună colac peste pupăză, anunță că a trimis și sesizări către prefect, Curtea de Conturi, Parchet General și organele de urmărire fiscal. Dacă ne uităm mai atent la faptele pentru care ANI a declanșat acest
asalt contra primarului general, nu vedem nimic serios decât interpretări forțate ale unor prevederi legale. Nicu Jordan nu a fost director la niciuna dintre instituțiile subordonate, așa cum a explicat Nicu Jordan în dânși articolul de lege. Nu cumva tocmai cei care au fabricat o asemenea făcătură de raport sunt cei care au săvârșit aceste infracțiuni? Întreabă Ludovic Orban. Nu cumva în spatele acestui demers scandalos se află tocmai cei care au fost deranjați de integritatea, cinstea și legalitatea acțiunilor lui Nicu Jordan ca primar general? Încheie Ludovic Orban. E interesant de precizat, pentru că până la o decizie a instanței, domnul Buzăianu, sau, mă rog, a instituțiilor statului, celorlalte instituții ale statului, avem abordarea ANI, instituție condusă de domnul Florin Moise, fiul fostului primar PSD din comuna Tufești, județul Brăila, Ștefan Moise. Care e problema? Nu are voie șeful ANI să fie fiul unui primar PSD din Brăila, comuna Tufești? Nu înțeleg care e problema. Așa. Deci avem pe de-o parte Agenția Națională de Integritate, condusă de domnul fiul Florin Moise. Fiul unui deci fost primar PSD din Brăila. Dar care e problema? Dar nu e nimic ilegal, e normal. E o familie în care se face politică, slavă Domnului. O dinastie politică. La un anumit din comuna Tufei, județul Brăila. Și pe partea cealaltă avem primarul general, liderii partidelor de opoziție și sigur vom vedea care este răspunsul. Avem o postare a doamnei Gabriela Firea care ar trebui luată în calcul, domnule Buzăianu. Pentru că toată chestiunea aceasta o să râdeți, nu o să vă vine să credeți, o să ziceți că poate că e o glumă, toată chestiunea aceasta de la doamna Gabriela Firea a plecat. Așa se arată pe pagina domniei sale de Facebook. În urmă cu două ore, fostul primar general al Capitalei... Nu s-a putut abține. Deci ea s-a gândit, domnule, o fi bine să zică de la mine? Domnule, nu se poate să mă lau cu așa ceva, că prea a prins bine în presă toată treaba. Fostul primar general al Capitalei, actualmente ministru al familiei, al tineretului, dar și al egalității de șanse, scrie pe pagina proprie de socializare în felul următor. Legile sunt pentru toți și trebuie respectate la fel de toată lumea, indiferent de funcția ocupată. Prevederile legale nu sunt negociabile. Cu toții am luat act astăzi de comunicatul ANI, care a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă și a sesizat organele de urmărire penală și fiscală și instituția prefectului municipiului București Tori Greblă. În ceea ce îl privește pe Nicu Jordan, primarul general al municipiului București, faptele constatate de ANI au fost sesizate de către PSD București prin vocea mea sau a consilierilor generali PSD încă din momentul în care ele au fost comise de Nicu Jordan. Sunt de notorietate toate momentele în care Nicu Jordan a transformat primăria Capitalei într-un ONG, dar zici că l-a transformat într-un GIO. Dar că astea sunt alea trei litere rele, știam că GIO e rău să nu fie. Grup infracțional organizat, nu organizație non-guvernamentală. Că-s multe organizații non-guvernamentale pe care le-aș prefera la conducerea țării în locul unor altfel de structuri. Și a condus după cum l-au dus interesele personale și de partid. Interesele personale și de partid, care partid? Care e partidul? Care e partidul? Ce partid? Că partidul cui? Aici e încurcătura, că domnul Nicu Jordan n-are partid. Și tocmai de aceea... Deci care partid? Pare ceva, se întâmplă vulnerabil acolo, cu care se luptă oamenii ăștia să... Mai poate avea Nicu Jordan sprijin politic având în vedere aceste acuzații? Consider că se impune retragerea sprijinului politic acordat primarului general în cadrul Consiliului General al Municipiului București de către PNL București, USR București și PMP București. Este al doilea primar bucureștean care a ajuns în funcție cu sprijinul PNL București. Poftim? Cum adică? Cu sprijinul PNL București și USR București, da. Care este declarat incompatibil de către ANI. Sunt trei luni de când s-a constatat un conflict de interese în cazul primarului sectorului 1, Clotilde Armand. Și atunci, ca și acum, PNL București și USR București au făcut scut pentru a apăra fapte flagrante. Le-aș reaminti liderilor celor trei formații un poate un caz recent, unde am avut o decizie similară a ANI, cel al fostului președinte al Autorității Electorale Permanente. Purtătorii de cuvânt ai USR și PNL nu au așteptat vreo decizie de instanță și au cerut public demisia și retragerea sprijinului politic al PSD, așa cum le-a fost scris în punctajul de partid. Resping acest dublu limbaj. Nu putem umbla numai cu dublă măsură și aștept o reacție similară din partea PNL București, USR București, PMP București și să retragă sprijinul politic pe care încă îl acordă lui Nicu Jordan. Împreună cu colegii din PSD București le solicit liderilor PNL, USR și PMP, le solicit liderilor
Ce, păi nu înțeleg, împreună cu colegii din PSD București le solicit liderilor PNL, USR și PMP, cer o dovadă de consecvență și de maturitate publică și să-i solicite demisia primarului. Aici le solicit să-i solicite. S-au intercalat frazele. Da, s-au tot intercalat. Pentru un membru al Uniunii Scriitorilor de România. Când nu-i doamna Firea, da, solicită da. să solicite solicitarea. Bun, acum problema e următoare, doamnelor și domnilor, pentru că trebuie să punem lucrurile astea într-un context. Există o cronologie. Sigur, poate întâmplător, vorbim ca la cutremur. Dom'le, întâmplător a avut loc un cutremur aici la noi, într-o consecutivitate cu un cutremur acolo la ei. Poate întâmplător, poate n-are legătură. Sigur că trebuie să vină niște specialiști să facă legătura. La fel și în cazul ăsta, poate trebuie să vină niște specialiști să facă legătura. Dar eu am remarcat așa o consecutivitate de întâmplări. Apare domnul Ciolacu și solicită ce a solicitat doamna Firea. PNL-ului să-i retragă sprijinul lui Nicu Șordan. Dom'le, trebuie să-i retrage sprijinul și așa mai departe. Ăștia, sigur, mirați, bă, ce înseamnă să-i retrage sprijinul? Adică, până la urmă, ce să facem? Să nu mai votăm, că PSD-ul nu-i votează nicio inițiativă. Vine Nicu Șordan și zice, dom'le, trebuie să punem, să facem, să aducem tramvaie în București. PSD-ul se împotrivește, poate nu-i bine să fie tramvai, nu știu. Ce trebuie să facă? Ce înseamnă să-i retragă sprijinul? Concret, până de aici încolo, 2 ani de zile, să nu mai se întâmple nimic în cadrul Bucureștiului până pleacă. Bun. Vine domnul Ciolacu și face această solicitare. După domnul Ciolacu, după această solicitare a domnului Ciolacu, sigur, doamna Firea continuu face și dânsa solicitări de aceeași natură, ne trezim cu domnul Toni Greblă, care încearcă să atace în instanță reglementarea întregii zone urbanistice din București. Auziți aminte, a fost un scandal imens care ușor, ușor s-a stins cu vocea stingândă a domnului prefect, care a zis, domne, am vrut doar să-l sperii un pic, nu aveam de gând, doamne, aici în emisiune a făcut această declarație, nu aveam de gând, păcatele mele, să merg până într-acolo încât să ridic această zonă de protecție asupra, că de aici încolo sigur că ar fi izbucnit toate blocurile astea pe care le ține sub control primăria capitalei în acest mandat. Toată această nebunie urbanistică care a fost dezlănțuită în capital. E, vine domnul Toni Greblă și face chestia asta și domnul, nu, se bate în retragere, se duce, se... După care, la o săptămână distanță de la momentul respectiv, dacă nu un pic mai mult, o săptămână, două maxim, apare acest moment cu Ani, pe care îl urmărim și aplaudând, sigur, emoționați, îl urmărim aplaudând astăzi. Deci, practic, vedem că există o cronologie, toate lucrurile acestea petrecute, domnul Zamfir, cred că în 3-4 săptămâni maxim. Toate lucrurile sunt comprimate în 3-4... Pare o stare de Vreau să întreb care este legătura dintre decizia în privința fostului șef AEP, Autorității Electorale Permanente, acuza că și-ar fi angajat niște nepoțele și acuzațiile la adresa primarului general, una dintre ele susține primarul că e fictivă în sensul în care n-a primit persoana fizică, ci instituția primarului persoana juridică. Deci n-a fost o amendă de parcare. Nu. Și invocă o decizie a instanței. Deci invocă o decizie a instanței. Dacă va publica decizia instanței primarul general, cred că va fi o situație chiar cu atât mai ridicol. Pe această speță lucrurile se vor închide și rămân celelalte discuții asupra interpretării articolului 154 alineatul 4 din codul administrativ. Anume că ar fi condus în lipsa unui director o direcție, un serviciu din primărie fără a primi niciun ban. Deci, teoretic, din postarea doamnei Firea, ce înțeleg e că ar trebui să punem echilibru, să fie în echilibru acuzația că și-a angajat nepoatele. Șeful. Uite, asta e o acuzație pe care încercăm să o lămurim și în cazul Agenției Naționale de Integritate. Răspundeți-ne, vă rugăm frumos, la mail-uri, că văd că am ajuns ca jurnaliști în situația în care nu mai putem să comunicăm instituțional în baza legii 544/2001. Trebuie să anunțăm publicul telespectator să vadă societatea civilă că vă contactăm, nu ne răspundeți și poate doar așa decide să ne răspundeți. Pentru că în rest, omerta. Nu în sensul mafiot al termenului, ci în ideea de tăcere. Tăcere, prea multă tăcere. De ce nu comunicați? De exemplu, acum am fi dorit un dialog cu șeful instituției spre a lămuri aceste chestiuni. Dacă a luat act de decizia instanței la care face trimiterea Nicu Șordan, dacă articolul 154 îi permite sau unul primarul, sunt chestiuni foarte simple pe care am putea să le dialogăm civilizat în spațiu public. Și mai mult decât atât, o ultimă întrebare pentru șeful Ani. De ce nu dați publicității raportul? Raportul din baza sezizării. Ați făcut un raport, sunteți instituție a statului român? Puneți raportul să vedem și noi ca jurnaliști ce scrie în raport, nu să dați un comunicat de presă. Bun, deci înțeleg de la doamna Firea că trebuie să punem semnul egal între acuzația că și-a angajat nepoțelele de la șeful AEP cu acuzația că a condus instituțiile fără să ia niciun ban cât timp nu era director.
Deci și-a angajat nepoțele, a condus instituțiile fără să încaseze niciun leu. Asta înțeleg, mi-aș dori să intervină cineva din partea Agenției Naționale de Integritate pentru lămurirea acestui subiect. Știți cum a sunat ultima invitație adresată șefului Ani de către noi pentru emisiunea de astăzi? Domnule președinte Ani, Florin Moise, băiatul fostului primar PSD din comuna Tufei, județul Brăila. Asta nu cred că am menționat, pentru public, așa. Da. Bun, sper că e legal să mai facem genul acesta de comentarii. Domnule președinte Ani, când puteți dumneavoastră între 18 și 20 pe parcursul emisiunii de astăzi, indiferent la ce subiect ne aflăm, întrerupem și purtăm un dialog cu dumneavoastră? În funcție de programul dumneavoastră realizăm desfășurătorul zilei de astăzi. Credeți că ne-a răspuns cineva? Absolut nimeni. Absolut nimeni. Și aș vrea în final să mai fac o menționare. Poate dumneavoastră, domnul Zanfir, sunteți ceva mai perspicace. Vreau să îmi dau seama dacă greșești ceva în această alcătuire de evenimente. Vă aduceți aminte că era un scandal mare cu parcurile, nu? Vă aduceți aminte, domnule, parcurile, domnule, ce rău arată parcurile. Au fi sigur că parcurile arată rău din capital, din totdeauna, nu au început să arate rău mandatul. Dar era această acuzație, domnule, ce rău arată parcurile, da? Și Nicușor Dan era sub acest tir al parcurilor care arată rău. Era făcut o asociere, o analogie între freza domnului Nicușor Dan, domnului primar, și parcurile, domnule, așa arată și freza. Poți să înțeleg, poți să înțeleg. Acuzațiile, da, la adresa frezei primarului general, să știi că sunt parțial adevărate. Sunt parțial adevărate și sigur că am văzut că a rezolvat această problemă prin intermediul unei pălării pe care, da, o tot frecventează. Dar asta a fost o mușamalizare a problemei, nici de cum o rezolvare. Păgarea, nu vreau. Bun, asta e situația. Deci erau acele acuzații care planau asupra domnului primar Nicușor Dan cu alpabul, domnule, nu se întâmplă. Și domnul Nicușor Dan ce face? Domnule, văzând totuși că există această problemă, că nu poate să o rezolve, că așa zice, că își exercită, da, și articolul de lege. Zice aici, domnule, articolul 154, alineatul 4, cod administrativ, primar exercită controlul asupra instituțiilor și ce face? Și? Mai dă 3 milioane de lei la bugetul ALPAB. Ca să poată să rezolve această problemă a parcurilor, în legătură cu care toată partea doamnei Firea urla, domne, nu se mai poate cu parcurile. Deci el face lucrul ăsta. Și acum este acuzat de faptul că a făcut lucrul acesta. Că a dat mai mulți bani la parcuri. Mie mi se pare amuzant, pentru că ei strigau, domne, fă ceva cu parcurile astea. Și zic, ok, ne apucăm, deși nu era poate o prioritate, dar la momentul respectiv, domne, hai să facem și cu parcurile. Deși avem alte priorități, termoficaje, dar hai să facem cu parcurile. Și acum se face acest scandal, acest subiect pe care tocmai ei l-au prilejuit. Tăteam și mă gândeam, zic, bă, poate nu pun eu cap la cap lucrurile cum trebuie, poate ceva îmi scapă mie aici în evenimentele astea, în cursivitatea lor. Iar pentru cei care se întreabă de ce am făcut o contextualizare a șefului Ani, deși ne puteam referi exclusiv la comunicatul de presă al instituției, e bine, am readus în atenția opiniei publice câteva elemente biografice, profesionale, de context, cum spuneam puțin mai devreme, pentru că la adresa sa și a instituției pe care o conduce au fost formulate de către lideri ai opoziției, de către parlamentari, foști miniștri, premieri, acuzații că ar funcționa la comandă politică și că ar hărțui opoziția. Și ne-am pus problema credibilității unor astfel de acuzații. Am vrut să vedem. Este un personaj vulnerabil, atacabil, criticabil, contestabil, șeful Ani, astfel încât să existe o cauzalitate politică, astfel încât să existe premizele măcar ale ideii că ar răspunde la niște comenzi, pentru că de-a lungul timpului, sigur, nu este o garanție, nu este o certitudine, de-a lungul timpului, parcă persoanele cu probleme au fost mai predispuse la ordine, la comenzi. Așa asta a fost demersul nostru jurnalistic. Tradiția. În altă ordine de idei, având în vedere că n-am prezentat decât informații corecte, putem trebuie să stăm să dăm nimănui explicații de ce am decis noi să prezentăm niște informații corecte acum. Ce e vreo minciună? Nu. L-am sunat de fiecare dată? Da. Lucrează doamna la ASF? Da. A lucrat la Ani? Da. Este fiul unui fost primar PSD? Da. Poate este acuzat de publicațiile anterior menționate că a mușamalizat sau nu s-a implicat în niște cazuri explicit indicate de incompatibilitate, este acuzat. Am citit din articolele publicate declarațiile sale. Ați văzut dialogul cu domnia sa? L-ați văzut. V-am arătat cum am dat mail să-i întrebăm, domne, există acolo nepoțele angajate? Nu ne-a răspuns nimeni. Păi stați, domne, puțin. Și atunci, ce credibilitate are comunicatul vostru de presă? Pentru noi ca jurnaliști, pentru instituțiile statului, el este o obligație în ceea ce privește anchetarea faptelor. Și parchetul își va face, desigur, treaba. Nu ne punem întrebări în acest sens.
Dar jurnalistic vorbind, trebuie să căutăm și dincolo de comunicat. Am făcut acest scurt comentariu, această explicație care într-o societate funcțională și într-o democrație valabilă nu ar fi avut sens. Oamenii ar fi spus acum, păi, de ce repetați banalitățile astea? Pentru că din punctul nostru de vedere, asta nu e nicio democrație funcțională, îmi cer scuze, și nici o supremație a statului de drept, având în vedere ce anume se poate reproșa unui jurnalist în ziua de astăzi. O să închei cu un titlu al unui editorial publicat ieri de Cristian Pantazi în G4 Media. Distrugerea presei, cea mai mare amenințare la adresa securității naționale din România. Monstru creat de regimul Iohannis PNL-PSD. Găsiți materialul pe g4media.ro, citiți și opinia jurnalistului Pantazi. Tare mie că instituțiile statului ar putea avea în momentul de față ca prioritate opoziția, presa liberă. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! România avea o tradiție a cutremurelor la adâncime și în Vrancea. Acum ne trezim cu un alt gen de cutremur petrecut în țară, la suprafață și în Oltenia, ceea ce sigur că dă o stare de neliniște legitimă cetățenilor, motiv pentru care ne uităm către specialiști, ne uităm către fizicieni și le punem întrebări, încercând să înțelegem ce ni se întâmplă. Îi spunem bună seara domnului Andrei Dorbanțu, fizician. Bună seara, domnul Dorbanțu. Bună seara, domnul Buzoianu, și mulțumesc frumos. Bună seara. Suntem... Da, sunt aici cu colegul meu Răzvan Zanfri și avem această... Îl salut cu toată dragostea și pe domnul Răzvan Zanfir. Vă salutăm și noi. Domnul Dorumanțu, suntem în această situație încurcată legată de această situație nouă pe care o parcurgem. Noastră, din ce ați urmărit, aveți o explicație pentru ce se întâmplă, pentru ce pățim? Explicațiile există, poate că nu toată lumea o să... Spun foarte ferm de la bun început. Poate nu toată lumea le știe pe toate, le înțelege pe toate dintre cei care ascultăm, dar lucru care pe mine mă afectează foarte puternic este cum sunt televiziuni care transformă calamitatea, pentru că este o calamitate ce s-a întâmplat la Târgu Jiu, o transformă în știre, în breaking news și înfricoșează lumea, ceea ce este îngrozitor de rău cu toate astea. Ceea ce se întâmplă acolo este de la început, un cutremur de foarte mică adâncime. Cutremurile de foarte mică adâncime sunt cutremure mici ca magnitudine, pentru că noi când vorbim despre un cutremur trebuie să vorbim de magnitudine care ne dă o indicație asupra energiei dezvoltate în timpul șocului, în timpul cutremurului și de ceea ce se numește intensitate, scara Mercalli, care are valori total diferite de cele mai multe ori de cele ale magnitudinii și care țin seama de efectele de suprafață. Asta s-a întâmplat la Târgu Jiu, un cutremur de foarte mică, adâncime care a produs efectele pe care a produs. Eu am sunat imediat o colegă și prietenă foarte bună din Târgu Jiu și mi-a spus că a fost iadul pe pământ. Iadul pe pământ. Era la birou și zice s-au deschis toate ferestrele și în clipa următoare am început să auzim oamenii strigând pe străzi, ambulanțele și așa mai departe. Bun, acum nu este o noutate existența unor asemenea cutremure. Cred că atunci când am vorbit noi doi, ieri sau când, cred că ieri a fost, v-am spus că există probabil cel mai teribil exemplu istoric, un cutremur de suprafață 15 kilometri, atât 15 kilometri adâncime din 1960.
1960 la Agadir în Mexic, în Maroc, care a avut o magnitudine de 5,8, dar o intensitate de peste 7, și la Agadir numărul de victime, nu mai spun de distrugeri și așa mai departe, a fost un record de aproape 15.000 de oameni. Odată. Acum mă întrebați dacă avem explicații. Da. Pentru cei care sunt interesați, recomandarea mea fermă este să-l asculte pe Mircea Radulian de la Institutul Național de Fizică a Pământului, care explică foarte bine și explică foarte calm. Explicația, bănuiesc că o să ajungem la întrebarea, voiau eu înainte și îmi cer scuze, dar nu vreau să vă țin prea mult. Dacă este posibil ca explorările de gaze de șist... Da, asta este o chestiune pe care aș vrea să o discutăm după prăjitate, pentru că e un subiect un pic mai lărgut și ar trebui tratat un pic mai pe larg și nu prea mai avem timp, că trebuie să luăm publicitate. Luați publicitate fără nicio grijă. Da. Că eu stau cu minte aici. Bun, așa facem. Intrăm în acest subiect extrem de complicat, pentru că până la urmă există această speculație care este justificată, după cum am prezentat și ieri, de evenimente petrecute și în alte părți ale Europei. Exact. Și vrem să vedem dacă nu care cumva se pot pune într-o corelație. Am văzut că și alte televiziuni au făcut aceste coroborări astăzi. O să vedem. După o scurtă pauză revenim cu domnul Andrei Dorobanțu, fizician. Mulțumim.